față în față cu Dumnezeu. Și Dumnezeu ți-ar spune, uite, ce îmi ceri acum, îți promit că îți dau. Singura condiție este să ceri un singur lucru. Să te gândești din toate motivele, toate cerurile, toate nevoile și să te limitezi la una. Și să spui, vreau asta și îți promit, ar spune Dumnezeu, că îți răspund la această cerere. Oare ce ai cere? Nu-mi răspunde deocamdată. Vă întreb altceva. Cunoașteți în Scriptură oameni care au avut șansa asta să stea de vorbă cu Dumnezeu și Dumnezeu să le spună cere ce vrei că îți dau? Dați din cap, da? Dați-mi câteva exemple. Ce a cerut Solomon? Înțelepciune. Altcineva. Cine a mai avut șansa să ceară ceva de la Dumnezeu și Dumnezeu să spună da, îți dau? Moise. Ce a cerut Moise? Pată față. Mulțumesc. Alte cerere. Alt personaj. Atâta-i tot? Oare doar doi oameni au avut șansa asta să stea de vorbă cu Dumnezeu și Dumnezeu să le spună cere ce vrei? Isaia. Altcineva. Mulțumesc. Mulțumesc. Haideți să gândim, să ne oprim din multele personaje pe care le-ați amintit. M-aș opri la unul deja care a fost nominalizat, să zic așa. Vreau să ne oprim la omul lui Dumnezeu Moise și la o cerere pe care Moise are șansa să o facă înaintea lui Dumnezeu. Deschideți, vă rog, Scriptura la Exod, capitolul 33. Și aș vrea să citim de aici versetul 15. Exod, capitolul 33, versetul 15, spune așa. Moise i-a zis, mai bine zis, a cerut. Dacă nu mergi tu însuți cu noi, care e cererea? Nu ne lăsa să plecăm de aici. Este o cerere frumoasă, nu? Rezonabilă. Numai că știți ce este interesant? Că înainte ca Moise să ceară lucrul acesta, cu un verset anterior, în versetul 14, Dumnezeu deja răspunde la această cerere. Și Domnul a răspuns, spune versetul 14, voi merge eu însub cu tine și îți voi da odihnă. Iar dacă citim mai departe, versetele 16 și 17, spune așa, cum se va ști că am căpătat trecere înaintea ta, eu și poporul tău? Oare nu când vei merge tu cu noi și când prin aceasta vom fi deosebiți eu și poporul tău de toate popoarele pe care de pe fața pământului? Și ascultați acum versetul 17, ce frumos spune. Domnul i-a zis lui Moise, voi face, adică îți voi răspunde, voi face și ceea ce îmi ceri acum. Este asemenea unui cec înalt pe care ți-l pune cineva înainte și spune, uite, acum poți să ceri. Acum poți să scrii ce îmi ceri aici și acum îți voi face. Gândiți-vă, dacă aveți un limbaj de 400.000 de cuvinte, nu este chiar așa de ușor, ca dintre toate cuvintele să cer un singur lucru. Dar mai Dumnezeu asta spune, cere ceva aici, acum, căci îți voi face. Nu vă întreb ce a cerut Moise, pentru că mi-am dat seama că știți. Vreau să vă întreb altceva. Vreau să vă întreb ce putea să ceară Moise. Nu ce a cerut. Ce putea să ceară Moise. Ce putea oare să ceară Moise? Moise era un conducător, a ieșit cu poporul Israel din Egipt. Aș vrea să vă întreb, a avut o viață ușoară de când a ieșit cu ei din Egipt până când, în momentul acesta, Dumnezeu îi spune că poate să ceară ceva? Ce crezi? Dați din cap, da? Că nu? Nu i-a fost chiar ușor. Știți ce putea să ceară Moise dacă se gândea la el? Moise putea să spună, Doamne, dacă am șansa asta, dacă tu vii înaintea mea și îmi spui că poți să ceri orice, atunci știu ce poți să-și cer, Doamne. Te rog frumos, fă pe oamenii ăștia de aici, care i-ai scos din Egipt,
Fă-i niște oițe cu minți, Doamne. Așa de mult mi-aș dori să fie niște oi cu minți pe care să le pot conduce ușor spre Canaan, așa cum mi-ai promis. Nu toată ziua să vină și să strige, ba că vor apă, ba că vor mâncare, ba că nu știu pe unde să treacă. Da? Putea să ceară Moise asta? Era îndreptățit să ceară Moise așa ceva? Oh, vreau să spun că da. Avea multe motive să spună: Doamne, fă niște oițe cu minți, fă niște mielușei drăgăloși, așa, să-i faci cu minți și mersul ăsta să-mi fie mai ușor mie. Dar Moise nu cere asta. Ce putea să ceară Moise? Moise putea să ceară: Doamne, uite, în fața noastră sunt iebusiții, sunt cananiții, Tu ne-ai promis că noi vom merge și vom cuceri. Da? Așa le-a promis Domnul. Păi dacă tot vrei ca să mergem și să-i cucerim, atunci știi ce te rog. Știu ce te rog, Doamne. Moise putea să spună: Doamne, știu ce vreau. Te rog să faci din oamenii ăștia, din sclavii ăștia, să faci, Doamne, un popor cu o armată bine organizată. Putea să ceară Moise asta? Era simplu. Dacă era foarte bine organizată, în momentul în care ajungea la granițele țării, putea să gândească Moise ceva de felul acesta: îi vom termina pe toți repede. Știu, Doamne, dacă chiar am șansa asta să pot să-și cer orice, știu ce cer. Ți-aș cere ca să faci din ei o armată bine organizată. Pentru că oamenii ăștia știu să facă un singur lucru până acum. Au învățat ani de zile să facă un singur lucru. Ce anume? Ce știau să facă foarte bine? Cărămizi. Oamenii asta știu să facă. Să facă niște cărămizi, câteodată își mai scapă din cărămizile pe care ei le-au făcut și le mai scapă pe picioare, se lovesc singuri, alte ori mai iau din cărămizile pe care le fac și le aruncă către alții. Asta știu oamenii să facă. Să facă nimic altceva decât cărămizi. Iar Moise putea să ceară lui Dumnezeu: Doamne, fă-i niște soldați acum, pentru că trebuie să mai învețe și altceva, nu să știe să facă doar niște cărămizi pe care să le arunce. N-a cerut asta Moise. Vreau să vă gândiți că, după unii comentatori, populația celor care au ieșit din Egipt este undeva de 600.000, după alții 1.000.000, după alții chiar 2.000.000. Gândiți-vă, fiecare om să fi venit în fața lui Moise cu o singură cerere, ar fi avut, să spunem, aproximativ 1.000.000 de cereri. Dintr-un 1.000.000 de cereri, Moise a avut șansa să aleagă una singură. Dumnezeu a spus un singur lucru: cere aici, acum, ceva și îți voi face. Și vă dați seama că dintre atât de multe posibile cereri, Moise cere un singur lucru. Ce putea să ceară Moise? Ce a cerut Moise? Doamne, arată-mi slava Ta. Mulțumesc de răspuns. Aș vrea să te întreb, a mai văzut Moise slava lui Dumnezeu sau n-a văzut-o? Până când face această cerere. A mai văzut-o? N-a mai văzut-o? A mai văzut-o? Bun, dacă a mai văzut-o, atunci vă întreb altceva. Dacă a avut șansa să ceară ceva de la Dumnezeu, un singur lucru, mă întreb de ce a cerut ceva care a mai văzut. Mulțumesc, exact. Să ceri ceva, să ai odată în viață șansa să poți să ceri orice și să ceri ceva ce ai avut cel puțin odată, dacă ai mai văzut-o. A mai văzut slava lui Dumnezeu sau n-a mai văzut? A mai văzut-o? N-a mai văzut-o. Să știți că mă simt foarte bine când pun o întrebare și primesc răspunsuri diferite. Atunci când Moise face această cerere, mă întreb, oare a mai văzut? Știți ce îmi place la Dumnezeu? Că Dumnezeu nu vine în fața lui și spune: Moise, cât tupeu la tine, auzi, să ai șansa să ceri ceva și să ceri nimic altceva decât tocmai să înveți slava mea, adică să înveți fața mea. Cum adică? Nu, Dumnezeu vine și spune: dacă vrei să ceri ceva, îți promit că da, îți voi face orice îmi ceri. Și atunci mă întreb, dacă a mai văzut-o, de ce a mai cerut? Știți de ce a mai cerut? Care este răspunsul, da sau nu? A mai văzut sau n-a mai văzut?
Răspunsul este da. A mai văzut Moise slava lui Dumnezeu. E adevărat, nu în plinătatea ei, dar Moise a mai văzut slava lui Dumnezeu. Și atunci întrebarea rămâne: de ce a cerut Moise să mai vadă o dată, dacă a mai văzut slava lui Dumnezeu? Știți de ce? Pentru că este ca și cum te-ai îndrăgostit de o persoană și când te-ai îndrăgostit de cineva, cineva te-ar întreba: ai vrea să o mai vezi? Ai văzut-o ieri toată ziua, dar ai mai vrea să o mai vezi? Dacă ești îndrăgostit, ce-ai spune? Oh, cum să nu? Câte minute mai trec până când ne întâlnim? Dacă nu ești îndrăgostit de o persoană, spui: știi ce? Am o întâlnire diseară, mâine seară mi-am programat să lucrez altceva, dacă se poate să ne întâlnim săptămâna viitoare, pentru că până între timp poate mai apare ceva pe program. Și tot așa, Moise, în momentul în care a văzut slava lui Dumnezeu, s-a îndrăgostit de Dumnezeu. Și când s-a îndrăgostit de Dumnezeu și a avut șansa din partea lui Dumnezeu să-i se spună: ce vrei să-ți mai fac? Moise a știut din start ce să răspundă la întrebarea asta. Și a spus: da, știu ce vreau, știu. Vreau să te văd. Este cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat până acum. Și pentru că mi s-a întâmplat și pentru că mi-ești atât de drag, știu ce își cer. Vreau să te mai văd încă o dată cum te-am văzut atunci, acolo. Unde? Unde am mai văzut Moise slava lui Dumnezeu? Aș vrea să răspundem la întrebarea aceasta. Dacă ar fi să îmi dați un cuvânt care să traducă, să înlocuiască, un sinonim pentru cuvântul slavă, oare ce cuvinte mi-ați da? Ce reprezintă de fapt slava lui Dumnezeu? Măreția? Puterea? Altceva? Prezența lui Dumnezeu, mulțumesc! Haideți să descoperim împreună ce înseamnă slava lui Dumnezeu de fapt. Vă invit să deschideți Scriptura la Exod, capitolul 14. Capitolul 14, aș vrea să citim versetul 4. Eu voi împietri inima lui Faraon și îi va urmări, dar Faraon și toată oastea lui vor face să se arate ce? Slava mea. Cine spune cuvintele acestea? Dumnezeu spune lucrul acesta. Care este cuvântul potrivit care să traducă acest termen, acest cuvânt slavă? Ce s-a întâmplat de fapt acolo? Păi vă spun ce s-a întâmplat. Israeliții au fost scoși de Dumnezeu din Egipt și la un moment dat au făcut o pauză, să zicem. Se uitau înainte și ce vedeau? Marea Roșie. Se uitau înapoi și ce vedeau? Egiptenii care veneau după ei. Iar acum sunt în situația disperată să ceară de la Dumnezeu izbăvire. Știți care este primul cuvânt atunci când se coboară, slava lui Dumnezeu? Primul cuvânt la care ne oprim, este cuvântul minune sau minuni. Când coboară slava lui Dumnezeu, se întâmplă ceva, se întâmplă o minune. Prima dată când Moise este chemat de Dumnezeu la o anumită lucrare, Moise se apropie și ce vede? Vede acolo un rug aprins, da? Și cu cât se apropia, observa ceva. Că rugul arde, dar nu se mistie. Este ca și cum am asistat la un foc care arde, 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 ne uităm la lemnele acelea frumoase pe care le punem pe foc și lemnele rămân intacte. Și Moise vede, se apropie și când se apropie, aude din cer un glas care spune: descalță-te, locul în care tu vii este un loc sfânt, și are loc acolo o minune. De ce? Pentru că slava lui Dumnezeu aduce cu sine o minune. Iar la situația din care am citit, Exod capitolul 14, Moise spune: stați liniștiți, Dumnezeu va face să se arate slava Lui. Și chiar s-a arătat. Cum? Apa se oprește, ei trec, egiptenii vin după ei și în momentul în care egiptenii vor și ei să treacă pe uscat,
în locul numit mare. Apoi are loc minunea. Se coboară slava lui Dumnezeu și egiptenii sunt distruși. Ce înseamnă de fapt slava lui Dumnezeu? Înseamnă minune. Dacă ar fi să înalți o rugăciune pentru această biserică în această dimineață, a spune: Doamne, fă să se arate, fă să coboare peste această biserică slava Ta. Pentru că dacă slava Ta va coborâ peste locul acesta, atunci vor avea loc minuni în locul acesta. Și Doamne, Te rog, fă o minune în viața acestei biserici. Fă o minune în viața familiilor de aici. Fă o minune în viața unui copil care poate se roagă pentru ceva anume. Fă, Doamne, o minune. Coboară slava Ta peste locul acesta și peste inimile noastre și peste viața noastră întreagă. Care este al doilea cuvânt care ar traduce foarte bine cuvântul slavă? Pentru asta aș vrea să citim de la Cartea Deuteronom, capitolul 5. Aș vrea să citim 2-3 versete. Deuteronom, capitolul 5, de la versetul 23 și 24. Când ați auzit glasul acela din mijlocul întunericului, și pe când tot muntele era aprins, căpetenile seminților voastre și bătrânii voștri s-au apropiat toți de mine și a zis: Iată că Domnul Dumnezeul nostru ne-a arătat slava. Unde sunt rostite cuvintele acestea? Ce descriu de fapt cuvintele acestea? Muntele Sinai, ce are loc acolo? O întâlnire specială între Dumnezeu și om. Da, dacă îl numim pe Moise, în când Dumnezeu își descoperă slava cum? Cum își descoperă Dumnezeu slava? În primul rând a spus că își descoperă slava prin minunile pe care Dumnezeu poate să le facă. În al doilea rând, Dumnezeu își descoperă slava prin caracterul Lui. Slavă înseamnă caracter, slavă înseamnă lege, pentru că, da, caracter înseamnă lege. Și cu alte cuvinte, Dumnezeu spune: ca să mă poți vedea, ca să poți vedea slava mea, ca să poți vedea caracterul meu, atunci va trebui să renunți la... Și la ce? La slava ta. Dacă vrei să vezi slava mea, spune Dumnezeu, atunci va trebui să renunți la slava ta. Pentru că prima datorie a omului este nu de a-și descoperi libertatea. Noi fugim după libertate și tânjim după libertate și gândim că trebuie să fim liberi, să facem numai ceea ce vrem. Ci prima datorie a omului nu este de a-și descoperi libertatea, ci este de a-și găsi stăpânul. Și omul își găsește stăpânul atunci când descoperă slava lui Dumnezeu și caracterul lui Dumnezeu, și Dumnezeu vine și spune: da, acesta este caracterul meu, aceasta este slava mea, manifestată, transmisă, tradusă prin cele 10 porunci. Asta, acolo se poate vedea caracterul meu. Așadar, ce înseamnă slava lui Dumnezeu? Slava lui Dumnezeu înseamnă minune și rog să facă o minune. Caracterul lui Dumnezeu, de asemenea, se manifestă slava lui Dumnezeu și pentru asta vă invit în numele Domnului să vă opriți în fiecare zi, să vă raportați în fiecare zi la caracterul lui Dumnezeu, la legea lui Dumnezeu, pentru că prin asta se manifestă slava lui Dumnezeu. Cel de-al treilea element. Atunci când facem un studiu atent în lumina Scripturii a ceea ce înseamnă slava lui Dumnezeu, descoperim că acest cuvânt slava este de cele mai multe ori în armonie, destul de legat cu un alt cuvânt, și anume nume. Manifestarea numelui lui Dumnezeu. Pentru Dumnezeu, vreau să vă spun ceva aici, numele sunt foarte importante. Pentru noi este foarte ușor. Ne uităm afară și spunem că este lumină sau este soare sau este întuneric, dar gândiți-vă că la începutul creației Dumnezeu este Cel care dă nume. El a numit lumina, El a numit noaptea, El a numit zi, El a numit uscat, El a numit apă, El a numit mare, El a numit sabat. Dumnezeu
este cel care dă nume. Lui Dumnezeu îi plac numele, dacă vreți, numele pe care le au oamenii. Și știți ce este interesant? Că atunci când slava lui Dumnezeu coboară, atunci Dumnezeu schimbă numele oamenilor. Îmi puteți da câteva exemple? Da? Când Avram se întâlnește cu Dumnezeu, când coboară slava lui Dumnezeu, Dumnezeu îi spune, de aici înainte numele tău va fi altul. În momentul în care Iacov se întâlnește cu Dumnezeu și coboară slava lui Dumnezeu în locul acela, numele lui se schimbă. Dumnezeu îi spune, de azi înainte nu te vei mai chema Iacov, te vei chema Israel. Lui Dumnezeu îi place să schimbe numele oamenilor. Și este foarte frumos că în cultura iudaică însemnătatea numelui era, așa cum bine știți, importantă. În momentul în care o familie vroia să dea un nume, unui copil vroia să dea o anumită și o anumită experiență, se traseze și o anumită direcție. Vă spuneam dimineață că am plâns ultima dată atunci când am aflat vestea că după 13 ani vom avea un copil. Și în timp ce vorbeam cu soția Dina ce nume să-i dăm, ne-am oprit amândoi la numele Nathanael, care în aramaică înseamnă nimic altceva decât darul lui Dumnezeu. Și de aici am descoperit următorul lucru și am vrut să-i transmitem că în viață poate vor fi momente când va avea nevoie să-și amintească sau să-i amintim noi ca și părinți că faptul că a venit pe lume este manifestarea slavei lui Dumnezeu, pentru că este manifestarea unei minuni pe care Dumnezeu a făcut-o. Faptul că am oferit acest nume a fost un gând ca să îl urmărească toată viața această experiență. Să nu uite niciodată că Dumnezeu este cel care poate să dea viață. Lui Dumnezeu îi place să dea un anumit nume pentru a transmite un anumit mesaj. M-aș opri pentru câteva momente la un preot. La un preot care intră într-un loc special pentru ca să slujească. Și în timp ce slujește, se coboară slava lui Dumnezeu acolo. Și se întâmplă o minune. Dintr-o dată, omul acela nu mai poate să vorbească, după unii nici nu mai auzea. Și, dincolo de minune, asta se mai întâmplă o minune. Cu cine? Cu soția lui. Da. Se întâmplă o minune. Timpul trece, suntem în momentul în care nașterea are loc și trebuie să le dăm un nume, trebuie să se dea un nume la acel copil. Poate că cei din familia, din partea ei, cum se spune, au venit cu anumite propuneri și au zis că ar trebui să-l cheme ca pe tatăl tău, să-i ducem numele mai departe. Sau poate că cei din familia, despre ce preot vorbesc? Mulțumesc! Din familia lui Zaharia, poate că au venit și au spus, păi dacă este băiat, cum să-l cheme? Ca pe tata. Ar trebui să-i dăm numele Zaharia. Și în tot acest timp, în timp ce se negocia numele, să spunem, să spun că multe familii se ceartă pe tema asta, în timp ce se negocia numele, tata ce făcea? Tata făcea tot felul de semne. Nu, să nu-l cheme Zaharia. Cum? Nu vrei să-l cheme ca pe tine? Nu! Din partea cealaltă să-l cheme ca pe tata socru? Nu, nici așa. Dar cum să-l cheme? Și în timp ce se întâmpla, să zicem așa, toată această negociere, ce face Zaharia? A cerut o tăbliță, a luat o tăbliță și ce a făcut? A scris acolo un nume. Și ce a scris? Pe băiatul acesta îl va chema cum? Ioan. Oh, și când au văzut cei din familia ei, au spus, e imposibil. Pe nimeni din familia noastră nu-l cheamă Ioan, nu poate să-l cheme Ioan. Cei din familia lui, au zis, de asemenea, nu se poate. Și în momentul acela, Zaharia are puterea să spună, ba da, îl va chema Ioan,
De ce? Pentru că eu am văzut slava lui Dumnezeu. Pentru că eu am văzut minunea care a coborât peste mine și peste familia mea. Îl va chema Ioan. Și de cele mai multe ori, aș vrea să spun că, dincolo de numele pe care îl porți, Maria sau Ioan sau Bogdan sau alte nume, aș vrea să te conștientizezi și să-ți spun în această dimineață că tu porți un nume. Un nume de așteptător. Și vreau să rog pe Dumnezeu în această dimineață ca să-ți dea puterea să nu faci de rușine acest nume. Poartă cu demnitate acest nume. Poartă cu credincioșie acest nume. Și spune-i lui Dumnezeu în fiecare zi că vrei să cinstești numele pe care îl porți. Pentru ca în felul acesta să se manifestă slava lui Dumnezeu prin viața ta și prin numele pe care îl porți. Amin, așa cum spui. Ce înseamnă așadar slava lui Dumnezeu? Înseamnă minune. Înseamnă caracter, înseamnă lege. Înseamnă nume. Atunci când Iisus Hristos a spus, eu sunt, atunci când Hristos, Dumnezeu a spus, du-te, Moise, în fața bătrânilor lui Israel și spune, eu sunt cel ce sunt, cu numele acesta să mergi mai departe, pentru că vei avea izbândă în tot ceea ce vei face de aici înainte. Și în al patrulea rând, ce înseamnă slavă? În Evrei, primul capitol, aș vrea să citim, începând de la versetul 1, după ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și viacurile. El, care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui. Atunci când vorbim de slava lui Dumnezeu, atunci vorbim de Iisus Hristos, care este oglindirea slavei lui Dumnezeu. Da. Cum se manifestă slava lui Dumnezeu prin Iisus Hristos? Pentru noi, oamenii, slavă înseamnă undeva sus. Iar pentru Dumnezeu, și ce înseamnă slavă? Înseamnă umilință. Înseamnă slujire. Înseamnă să se plece. Cum și-a manifestat slava? Oh, și-a manifestat slava chiar de la naștere într-o iesle. Și-a manifestat slava într-o familie sărăcăcioasă. Și-a manifestat slava prin bucata de pâine pe care o dădea copiilor care nu aveau cât avea el. Și-a manifestat slava prin singura haină pe care o purta. Și-a manifestat slava prin fiecare privire caldă pe care o adresa celor de lângă el. Pentru că slava pentru Dumnezeu înseamnă umilință, pentru că înseamnă slujire. Da, și s-a manifestat slava atunci când și-a lăsat trupul ca să fie lovit, când și-a lăsat spatele să fie biciuit, când mușchi sfârtecați erau dați deoparte, dacă vreți, în urma loviturilor de biș pe care le primea. Atunci a manifestat slava, când, răstignit între cer și pământ, n-a apelat la acea putere divină ca să coboare de acolo sau să zdrobească pe toți cei care se erau acolo, ci din contră. A avut puterea să rostească acea frumoasă rugăciune. Voia ta să se facă, Doamne. Voia ta să se facă și nu voia mea. Da. Era anul 1878, Alice, a doua fiică a reginei Victoria, se bucură și ea că poate să țină în brațe un copil. Este foarte fericită, numai că la aproape 8 ani copilul se îmbolnăvește de o boală foarte gravă, trebuie să fie luat și dus într-un orfelinat, pentru că punea o anumită presiune, punea în joc, dacă vreți, chiar viața ei de mamă, viața familiei. Boală contagioasă, foarte, foarte
gravă. Și ia pruncul și îl duce într-un loc izolat, unde din când în când doar o asistentă putea să intre în acea cameră, să-i dea ceva de mâncare, să încerce un anumit medicament. Și obișnuia viața mamă să meargă din când în când și să se uite la el, să-l viziteze, de la o anumită distanță, să se uite puțin. Și într-una din zile merge la cel orfelinat, undeva în mijlocul unei păduri. Când ajunge la ușă, ușa era întredeschisă, copilul întins pe pat, asistenta tocmai intrase să-i aducă ceva și aude o întrebare cutremurătoare din partea copilului. Doamna asistentă, mama, de ce nu mă mai iubește? Îndurerată de ceea ce a auzit, iese din camera respectivă, din clădirea respectivă, se plimbă prin pădure, se gândește că trebuie să plece acasă, că nu mai suportă această imagine, dar înainte ca să meargă spre casă, îi trece prin minte, mai trec o dată, înainte să plec, o să-l mai văd puțin și apoi mă voi duce. Se întoarce, asistenta este la capul lui și aude din nou pe bietul copil cum întreba: doamna asistentă, mami, de ce nu mă mai am brațe? Mama, de ce nu mă mai sărută? Mama, de ce nu mă mai iubește? În momentul acela, tânăra mama Alice deschide larg ușa, merge repede spre patul copilului bolnav, îl ia în brațe, îl strânge la piept, îl sărută, deși știa că asta însemna să-și dea viața mai devreme sau mai târziu. Și în timp ce strângea la piept, știa că asta înseamnă, poate printre ultimele sărutări care poate să-i le dea. Și în timp ce am citit această întâmplare, m-am dat seama de un lucru. Pentru ca Hristos, pentru ca Dumnezeu, mai bine zis, să-și arate slava, Hristos a venit, a luat în brațe această planetă, Pământ, deși știa că asta însemna pentru El să moară, dar a preferat, a ales să-și dea viața, a ales să ne strângă în brațe, pentru ca la final să-și arate slava. Mă întorc la Moise. Moise are șansa să ceară ceva. Și dintre toate motivele pe care le putea aduce, a ales unul singur. Și a spus: Doamne, vreau să văd. Vreau să văd slava Ta. Așa spune versetul 18 din Exod, capitolul 33. Moise a zis: arată-mi slava Ta. Iar versetul 19, ascultați răspunsul. M-aș bucura ca acest răspuns pe care Moise l-a primit să fie și răspunsul lui Dumnezeu către tine la cererea pe care i-o vei înălța. Domnul a răspuns: voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea Mea și voi chema numele Domnului înaintea ta. Rog pe Dumnezeu să vă ajute să descoperiți cât este Dumnezeu de frumos. Îl rog pe Dumnezeu să-și arate slava mai departe în viața ta și viața familiei tale. Și mai presus de orice, îl rog pe Dumnezeu
că atunci când Fiul lui, Iisus Hristos, va coborâ pe norii cerului, în toată slava lui, și tu să poți să ridici privirea spre El și să spui: Iisuse Hristoase, te aștept, îți mulțumesc că vii să mă mântuiești, să mă duci acasă. Dumnezeu să fie cu tine, să te bucuri, să vezi slava lui Dumnezeu. Amin.